În primul rând, bună seara și uh, bine ați venit la această discuție despre calculatoarele cuantice, sau mai bine zis despre teoria cuantică a informației, un, uh, un punct foarte interesant de intersecție dintre teoria informației, care ne-a dat uh, calculatoarele moderne și tot ceea ce ține de tehnologia comunicației, cu fizica cuantică. Uh, în această discuție vom uh, trece puțin în revistă uh, principalele progrese din lumea. Calculatoarelor cuantice, vom vedea ce există astăzi din punct de vedere tehnologic și care sunt, desigur, obstacolele în calea uh, acceptărilor pe scară largă și, bineînțeles, aplicațiilor industriale. Dar, cum am spus, pentru că vorbim de un punct de intersecție dintre teoria informației și fizică, trebuie să ne întoarcem puțin în timp, la sfârșitul secolului al XIX-lea, pentru a putea înțelege mai bine. Uh, care au fost începuturile fizicii cuantice și cu ce vine aceasta nou, comparat cu ceea ce numim acum fizica clasică, fizica din liceu, să spunem, cu care suntem toți obișnuiți. Um, la sfârșitul secolului al XIX-lea erau cunoscute două forțe fundamentale ale naturii. Acestea erau gravitația și electromagnetismul și pentru fiecare dintre ele aveam câte o teorie care le explica, să spunem, la un nivel satisfăcător. Pentru gravitație aveam mecanica clasică a lui Sir Isaac Newton cu anumite adiții ulterioare, iar în ceea ce privește electromagnetismul aveam teoria electromagnetismului sau ceea ce numim astăzi electrodinamica clasică, o muncă efectuată de mai mulți fizicieni, printre care și Michael Faraday, Hans Christian Oersted sau James Clerk Maxwell. Având în vedere că pentru cele două forțe fundamentale existau două teorii care reușeau să le explice cât de cât, a început să devină din ce în ce mai prezentă opinia conform cărea fizica era o știință completă. Bun. Ideea asta nu era unanim acceptată de fizicieni. Erau foarte mulți care nu erau de acord da? și considerau că vor fi descoperiri importante în viitor, dar unul dintre fizicienii foarte importanți care Împărtășea opinia asta era Albert Michelson. Cine nu uh, îl cunoaște pe Michelson, Bun, voi face o, o mică introducere a acestui fizician pentru a înțelege de ce uh, opinia sa este una importantă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, deci înainte de apariția teoriei relativității, uh, oamenii înțelegeau că lumina are un caracter ondulatoriu, este o oscilație, un val. Nu? Și uh, la fel cum valurile pe suprafața mării au nevoie de un mediu, în care să se propage, deci pe apă, da? se considera că și lumina, această oscilație luminoasă, are nevoie de un mediu în care să se propage. Ea nu s-ar putea propaga în vid, de exemplu. Și acest mediu a fost denumit de fizicienii vremii eter. Albert Michelson împreună cu Michael Morley au propus un experiment pe care l-au și efectuat în care a utilizat un interferometru și măsurători luate la diferite unghiuri și au demonstrat că acel eter luminos de fapt nu există și că lumina nu are nevoie de un mediu uh, în care să se propage. Deci iată că Michelson este unul din experimentaliștii de top ai sfârșitului de secol XIX. Cu atât mai surprinzătoare opinia sa și o să vă citesc ce spunea în cursul său de optică ondulatorie din 1899. Spunea că, înainte de a intra în astfel de detalii despre ceea ce discutase anterior, ar fi necesar să răspundem la următoarea întrebare care apare în mod natural. Care ar fi rostul unui rafinament extrem în știința măsurătorii, deci fizica văzută, desigur, din punct de vedere pur experimental? Foarte pe scurt, și în termeni generali, răspunsul ar fi că în această direcție se va găsi cea mai mare parte a descoperirilor viitoare. Cele mai importante legi fundamentale și aspecte ale lumii fizice au fost deja descoperite. Iar ele sunt acum plasate pe un fundament atât de solid încât probabilitatea ca ele să fie înlocuite ca o consecință a unor noi descoperiri să fie extrem de redusă. Deci, iată o certitudine cel puțin curioasă din partea lui Michelson cu privire la completitudinea fizicii ca știință. Nu a fost singura declarație pe care a făcut-o. În 1894, deci ceva mai devreme, spunea. În linii mari, același lucru, chiar dacă nu poate fi niciodată o certitudine că viitorul științelor fizice nu ne mai rezervă descoperiri minunate, cu atât mai importante sunt cele din trecut. Pare foarte probabil că cele mai multe dintre principiile fundamentale au fost deja stabilite și că progresul viitor va veni doar din aplicarea acestor principii oricăror noi observații. Cu alte cuvinte, ce spuneam mai sus, un rafinament în plus a dus... Măsurătorilor deja existente și fenomenelor deja observate și cunoscute. Este destul de ironic privind acum aceste, aceste declarații care au apărut, iată cea de sus, cu mai puțin de un an înainte de ceea ce considerăm acum actul de naștere al mecanicii cuantice care a revoluționat complet fizica. Dar cum s-a întâmplat acest lucru? La sfârșitul acestui secol în care, iată, pentru unii fizicieni știința era completă, a apărut o problemă de natură foarte practică, o problemă care a venit din zona economică și nu din zona cercetării fundamentale. Companiile producătoare de instalații de iluminat, de becuri incandescente, de, cu filament incandescent, din Germania și Statele Unite erau într-o competiție acerbă. Și pentru asta erau foarte interesate de a înțelege care este distribuția de intensitate a radiației luminoase în funcție de temperatură. Cu alte cuvinte, dacă filamentul becului meu se încinge la o anumită temperatură, la 5000 de Kelvin, la 3000 de Kelvin, care este distribuția radiației luminoase? Pentru că eu vreau ca vârful acelei distribuții de radiație să fie în spectrul vizibil, nu? să îmi emită lumină și nu căldură, că nu mă ajută cu nimic dacă un bec emite căldură. Nu? știm din școală nu? și știm și din experiență proprie că în momentul în care luăm un metal, de exemplu, și îl punem în foc, acesta se înroșește, devine roșu, iar pe măsură ce temperatura crește, spectrul în care emite acea lumină se, se schimbă, dar devine alb. Deci se, se, duce către lungim de undă mai mici. Și întrebarea era care e această distribuție. Experimentaliștii s-au pus pe treabă și luni măsurători, bine, Discuția despre măsurători era și una foarte interesantă pentru perioada în care au fost făcute, pentru că au fost făcute cu o precizie deosebită. Dar, făcând aceste măsurători, au găsit următoarele curbe de distribuție pentru radiație, pentru intensitatea radiației. Deci, pe, pe vertical avem intensitatea radiației, iar pe orizontală discutăm despre lungimea de undă a radiației respective. Deci vedem, de exemplu, că un filament al unui bec la 2000 de Kelvin are intensitatea radiației cu mult în afara uh, spectrului vizibil, undeva în, uh, în spectrul infraroșu. Pe când, dacă ne aflăm la 5000 de Kelvin, da, uh, maximul se atinge chiar în mijlocul spectrului vizibil, ceea ce ne-am dori în cazul în care dorim să construim un, uh, un bec eficient. Bun, Am putea spune că asta a rezolvat problema, cel puțin pentru uh, companiile producătoare de uh, instalații de iluminat, dar nu și pentru fizicienii teoreticieni. Problema era că electrodinamica clasică, despre care am vorbit mai devreme, nu era în stare să prezică aceste curbe, aceste distribuții. Și erau două uh, teorii clasice care încercau să facă acest lucru. Pe una o avem aici uh, numită legea Rayleigh-Jeans. Da? Care aproxima cumva în spectrul infraroșu distribuția corectă, distribuția experimentală pe care o vedem cu, cu aceste puncte roșii, dar pe măsură ce se apropia de spectrul vizibil și pe măsură ce se apropia de zona ultravioletă, uh, exploda. Practic, da? deci se ducea asimptotic pe verticală și a, a și fost numit acest fenomen uh, catastrofa uh, ultravioletă. Uh, mai exista o lege. Da? O, o regulă, tot clasică, tot bazată pe fizica clasică, pe care nu o avem aici, dar este în esență imaginea în oglindă a legii Rayleigh-Jeans, se numea legea Hamilton-Cayley, care funcționa pentru spectrul ultraviolet, dar din nou se ducea la infinit pentru orice altă frecvență. Deci, iată o problemă uriașă pentru o fizică uh, completă în care nu mai putea fi descoperit absolut nimic. E bine, un număr de fizicieni s-au pus pe treabă, au încercat să explice problema asta cu tot soiul de. Mă rog, introducând tot soiul de ipoteze și de, de, de presupuneri. Unul dintre ei a fost Max Planck. Și Max Planck a reușit să prezică experimental aceste curbe de distribuție, chiar foarte exact, în 1900, și și-a și publicat descoperirile dar prețul plătit a fost pentru unii fizicieni uh, unul extrem de mare. Cu alte cuvinte, Max Planck a presupus că atomii dintr-un metal, pe măsură ce acesta se încinge, încep să vibreze foarte mult, da? Deci a tradus uh, diferența de temperatură, deci căldura primită de metal respectiv în vibrație la frecvențe din ce în ce mai mari a celor atomi și conform teoriei clasice a, electro a electrodinamicii, acei atomi ar fi trebuit să emită radiație la toate frecvențele. Planck a propus că uh, acești atomi nu pot emite uh, radiație la orice frecvență, îi pot emite radiații doar în pachete discrete, pentru anumite uh, intervale discrete de frecvențe. Da? Și anumite aceste pachete discrete de energie, cuante de energie. Acesta este considerat. Uh, să spunem, actul de naștere al mecanicii cuantice. Da? Deci, energia la nivelul sistemelor atomice, moleculare, tot ce vorbim de lumea microscopică, este schimbată între aceste sisteme doar în cuante discrete, în pachete de energie, și nu într-un uh, într mod continuu, așa cum vedem, de exemplu, în lumea, rea, în, lumea reală, era să spun în, în lumea macroscopică. Da. Bun. Uh, odată cu explorarea. În detaliu acestor, acestor sisteme microscopice, și cu uh, extinderea ideii lui Planck de cuantificare a energiei, au apărut uh, un număr foarte mare de descoperiri care ne-au schimbat, aș putea spune, chiar complet viziunea asupra, asupra Universului, și am pus aici câteva dintre ele. Uh, în primul rând, Albert Einstein, uh, care nu a, uh, nu a acceptat la început ideea lui Planck de cuantificare a energiei. A dus-o totuși mai departe și uh, în 1905 a publicat cele trei articole faimoase: primul despre uh, explicarea mișcării browniene, al doilea despre teoria specială a relativității și al treilea, în sfârșit, cel care ne interesează aici, despre efectul fotoelectric. Și pentru a explica efectul fotoelectric, cu alte cuvinte, de ce apare o diferență de potențial, un curent electric într-un metal în momentul în care uh, lumina cade pe el, pe suprafața lui. A avut nevoie să ducă ideea lui Planck mai departe și să spună că nu doar, uh, nu doar că acest câmp electromagnetic poartă cu el energia în cantități discrete, ci câmpul electromagnetic însuși este format din cantități discrete, din particule pe care astăzi le numim fotoni. Cu alte cuvinte, acest comportament al luminii de corpuscul, de particulă. Uh. Noțiunile clasice de undă și particulă, trebuie să vorbim puțin despre asta, nu se mai potrivesc în lumea cuantică. Deci, ideea de corpuscul și ideea de undă, de val, uh, sunt două modele pur clasice care nu reușesc să explice decât parțial ceea ce se întâmplă la nivel cuantic. Și am pus aici, în dreapta, este uh, o, o diagramă celebrului experiment al celor două fante, o să-l să explic pe scurt. Să zicem că avem în, în exemplul de, de jos, haideți să începem cu exemplul de jos. Să zicem că avem o sursă de lumină care trimite către acest ecran cu două fante verticale în el câte un foton pe rând, da? cu un spațiu foarte mare da? între un foton și cel ce va urma. Da? Ceea ce vom descoperi pe, pe ecranul de proiecție din spate va fi o așa-numită franjă de interferență. Asta este un comportament tipic ondulatoriu, da? pentru că undele care ies din cele două fante verticale ale ecranului din mijloc uh, vor avea o interferență, un comportament de interferență una cu cealaltă. Acolo unde două vârfuri ale undei se suprapun vor crea un vârf mai mare, pe care îl vedem aici ca, o, ca pe o linie verticală, iar acolo unde un vârf al unei unde și o vale a celelalte se vor, uh, se vor suprapune, ele se anulează reciproc și vedem aici uh, acest, acest tip de, de, de bară întunecată unde practic nu observăm nimic. Deci am putea spune că problema e rezolvată, iar fotonul nu este decât o undă și atât. Ei bine, nu e chiar așa. Dacă luăm cazul de sus... În cazul de sus, ce facem este să punem un detector în dreptul uneia dintre cele două fante, pentru că vrem să vedem dacă fotonul într-adevăr trece printr-o singură fantă sau dacă trece prin amândouă simultan. Și ce observăm este că dacă punem un detector în dreptul uneia dintre fante, ceea ce vom observa pe ecranul de proiecție în spate este o imagine a celor două fante. Deci, fotonul se va comporta ca o particulă, ca o, ca o bilă care trece. Prin una din cele două fante și niciodată prin ambele. Deci, iată simplul act al observării îi schimbă comportamentul fotonului. Da, și de aici discuția despre dualitatea undă particulă. Bun. O, altă, o altă descoperire legată de mecanica cuantică. Este aceea că sistemele cuantice au proprietăți specifice, cum ar fi spinul unei, unei particule elementare, care, deși e numit spin, nu, nu se referă la rotația particulei în jurul propriei axe. E o, e o proprietate care nu există, în esență, în lumea macroscopică. Da? și Au fost descoperite foarte multe astfel de proprietăți, care au tot felul de nume, care mai de care mai inventive. Există cantități măsurabile ce nu pot fi cunoscute simultan cu un grad arbitrar de precizie. Ăsta este un rezultat al principiului de incertitudine a lui Heisenberg. Un exemplu, poziția și impulsul unei particule. Da. Și sistemele cuantice pot da dovadă de corelații puternice. Uh, inexplicabile cu ajutorul fizicii clasice Cum ar fi entanglementul, de exemplu da? Despre care uh, s-a scris foarte mult Și probabil că am avea nevoie de o uh, prezentare separată Doar pentru a discuta de entanglement Dar pentru moment e suficient să-l considerăm uh, O corelație uh, -cla super clasică Cum e câteodată numit da? Deci O corelație care nu poate fi explicată În materie de, de fizică pur clasică Uh, un alt lucru pe care ar trebui să-l spunem despre aceste particule fundamentale, particulele cuantice, este că ele pot exista într-o superpoziție de stări. Dacă ne uităm la exemplul de, de aici din dreapta, uh, în partea de jos, de exemplu, uh, fotonul poate fi, Poate trece printr-o uh, fantă, să zicem prin fanta din dreapta, dar și prin cea din stânga Și atât timp când nu-l observăm, tot ceea ce putem spune este că se află într-o superpoziție a celor două stări A trece prin dreapta și prin stânga da? în general, starea unei particule cuantice este aceasta de superpoziție și ea nu colapsează decât în momentul în care efectuăm o măsurătoare asupra ei. Și asta ne va interesa mai târziu când vom discuta despre echivalentul cuantic al biților din teoria informației. Am vorbit foarte mult de lumea cuantică, am vorbit de fizica cuantică și fizica clasică. E foarte important să spunem totuși de unde, de unde încep să, fie, să se facă simțite fenomenele cuantice. Bineînțeles că nu există o barieră precisă, nu putem spune că de la un anumit ordin de mărime în jos este 100% fizica cuantică sau invers 100% fizica clasică, dar ca o regulă de bază, de la nivel molecular în jos, deci molecule, atom, nuclee atomice, particule elementare, acolo vorbim exclusiv de fizică cuantică. La uh, ordine de mărime mai mari, de exemplu, la or ordinul metrilor, la ordinul, ordine de mărime astronomice și așa mai departe, fizica clasică este încă o bună aproximație a fizicii cuantice. Dar e foarte important să ținem minte că, totuși, fizica clasică este o aproximație. Deci, toată fizica este, în fond și la urma urmei, cuantică. Bun. Păi, dacă toată fizica este cuantică și ne interesează aceste fenomene, uh, întrebarea este cum putem simula? fenomenele uh, cuantice, cum putem simula comportamentul sistemelor cuantice, de exemplu interacția dintre molecule, da? uh, pe un computer. Și deja de la începutul anilor 80 a început să, să se facă simțită nevoia asta de a construi un computer bazat pe legile mecanicii cuantice și nu uh, pe legile clasice, cum sunt computerele pe care le folosim astăzi. Uh, toată lumea, sigur, știe de Richard Feynman, care uh, a spus într-un mod foarte, foarte, direct că natura nu este clasică, iar dacă vrei să simulezi natura, trebuie să o faci cu metode specifice mecanicii cuantice. A spus asta într-o... Într o, uh, într, -o uh, într un discurs pe care l-a dat în, în maiul mai 1981, dar nu a fost singurul. Yuri Manin, de exemplu, a publicat o carte <coughs> în Moscova în 1980, în care spunea că apare un cost uh, exponențial în momentul în care vrem să simulăm uh, sistemele cuantice, chiar și sisteme cuantice foarte mici, pe calculatoare clasice. Și motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că o stare cuantică are nevoie de foarte mulți parametri clasici pentru a fi complet descrisă. Și cu cât starea asta descrie mai multe particule, cu atât uh, numărul de parametri de care ai nevoie pentru a o descrie clasic crește exponențial. Uh, iar Paul Benioff a uh, pus în, în lucrarea sa calculatorul ca sistem fizic, tot în, uh, publicată tot în 1980, că decoerența reprezintă o problemă care ar putea afecta un ipotetic calculator cuantic. Ce este decoerența? Uh, am spus că majoritatea sistemelor cuantice se află în această, uh, în această superpoziție de stări până când efectuăm o măsurătoare. Ei bine, decoerența este Prăbușirea acestei superpoziții în o stare definită în momentul în care sistemul nostru interacționează cu mediul înconjurător. Da. Deci, zgomotul de fond, dacă vreți, poate distruge o stare cuantică pe care noi ne-am chinuit să o, să o construim. nu? Și atunci, calculatoarele astea trebuie protejate de mediul înconjurător, ceea ce e un, un lucru destul de ușor de spus, dar destul de greu de implementat. Bun. Păi, haideți să vedem care sunt factorii de bază. Factorii de bază pentru calculatoarele clasice sunt desigur biții. Da? Biții sunt unitatea fundamentală a informației clasice, ele pot fi, ei pot fi pot lua valori doar 0 sau 1, niciodată ambele și sunt implementați în circuite de regulă sub forma unei diferențe de potențial. Nu? Să zicem, dacă ai 0 V într-un circuit, poți să spui că bitul tău e în starea 0. Dacă ai 5 V, atunci e în starea 1. Deci e un sistem cu două, două stări distincte. Ca o analogie la bits, avem și qubits sau quantum bits, da? care pot fi în această stare de 0 sau 1, pe care o notăm așa, bun, acest 0 sau 1 reprezintă niște vectori, dar pe noi nu ne interesează în acest moment, putem să-i considerăm doar niște numere. Dar se pot afla și într-o asemenea stare, cum este acest psi de aici, în care avem doi factori, alfa și beta, sunt doi coeficienți, și um, psi reprezintă ce? Reprezintă o superpoziție de 0 și 1. Deci poate fi, de exemplu, 0,25 în starea 0 și 0,75 în starea 1, un exemplu de superpoziție. Da? Deci, iată un comportament complet diferit al cubiților față de biți. Cum poți implementa cubiții? Orice fel de sistem uh, cu două nivele. Da? Deci două nivele care pot fi foarte ușor distinse, de exemplu nivele de energie ale unui atom, stări de polarizare ale unui foton, mai știu eu, spinul unui electron, dar poate fi spin up sau down, un vertical, spin sus sau spin jos, cum, sunt numite și așa mai departe. Deci orice sistem cu două stări poate fi utilizat ca un qubit cu condiția să poți să distingi foarte bine cele două stări, de deci să poți efectua măsurătoarea. Bun. Vorbind în continuare despre calculatorul clasic. Calculatorul clasic are la baza lui porțile logice. Da? Porțile logice sunt în esență doar niște funcții matematice care au un rol fix și destul de simplu. Dacă luăm, ca exemplu, o poartă AND, de exemplu, o poartă AND nu face decât să ia ca factor de intrare, ca input doi biți și să dea, să, să um, um, mă rog, ofere la, la ieșire un al treilea bit. Da? În cazul porții AND, ea oferă uh, o valoare de 1 pentru bit în momentul în care ambii factori de intrare sunt 1. Da? Sau ambii factori de intrare sunt 0, deci când sunt similari. Um, bun, pentru OR, de exemplu, e mai simplu în momentul în care unul din cei doi factori de intrare este 1. Factorul de ieșire al porții logice este 1. Și tot așa, sunt tot felul de combinații din acestea și în funcție de aceste porți logice se formează circuite, ca cel pe care îl vedeți aici, un circuit destul de simplu în imagine. Și aceste circuite stau la baza a tot ceea ce face un computer clasic în esență. Da? Deci toate calculele complexe, simulările, tot ce facem pe un computer... Se reduc până la urmă la aceste circuite de porți logice. Iar în dreapta, aici avem uh, modul în care ele sunt uh, incluse în procesoarele actuale, da? Se, se utilizează un proces de litografiere pe o placă de siliciu. Uh, avem și un, uh, o imagine ceva mai mare, o imagine mărită. Uh, e important de știut că numărul porților logice într-un procesor modern este undeva la câteva sute de milioane. Deci vorbim de. Un număr extrem de mare. Bun. În cazul calculatoarelor cuantice, trebuie să facem ceva similar. Putem implementa astfel de uh, porți logice și, uh, practic, înainte să implementăm porțile logice, trebuie să implementăm cubiții. Și am vorbit puțin înainte de cam ce ar putea reprezenta ei, dar aș vrea aici să uh, dau trei exemple de cubiți uh, folosiți în. Uh, sau să spun, de cubiți care sunt cei mai promițători pentru un viitor calculator cuantic. În primul rând sunt așa numiți cubiți superconductori. Ce este un superconductor? Un superconductor este un material care nu are rezistență electrică, nu opune rezistivitate unor purtători de sarcină. Deci poți ține un purt... Dacă ar fi un, un superconductor circular, dacă ne imaginăm un superconductor circular, el ar putea menține o sarcină electrică infinit, da? pentru că nu există niciun fel de rezistivitate în el. Și astfel de materiale sunt utilizate pentru a construi un sistem cuantic de două stări. Una din stări va fi acel 0, alta va fi acel 1, da? Și în acel sistem vom, cu ajutorul acelui sistem vom implementa cubiții uh, de care vorbeam. Este ceea ce fac cei de la IBM și vom discuta puțin despre calculatoarele de la IBM puțin mai târziu. O altă propunere de cubit sunt cei optici sau fotonici, în care cubitul este un foton și cele două stări de 0 sau 1 sunt, de regulă, direcțiile de polarizare ale fotonilor. Da? Iar o a treia propunere este aceea a cubiților cu capcane atomice în care un atom este, mă rog, un ion, de fapt nu un atom neutru. Un ion este prins într o capcană electromagnetică și um, cubitul este definit, să zicem, pe starea fundamentală a atomului și pe prima stare excitată, da? Și iată avem din nou un sistem cuantic uh, cu două stări, da? iar porțile logice de care vorbeam, deci operațiile logice sunt de regulă făcute ori cu, cu laseri, da? Ca în cazul capcanelor, capcanelor atomice, ori în cazul cubiților optici cu diverse componente de optică liniară, vorbim aici de o vorbim de uh, filtre polarizatoare și așa mai departe, sau în cadrul, în cazul cubiților superconductori, avem niște circuite de control care se află pe un alt plan față de Cuibiții în sine. Important de remarcat că aceste trei propuneri nu sunt singurele, dar sunt cele mai promițătoare. Vorbeam de IBM și vorbeam de ceea ce se întâmplă acum, la nivel, să spunem, de, de servicii: ce, ce servicii sunt ofi, oferite uh, cu acces la calculatoare cuantice și ce calculatoare cuantice uh, există în prezent. Nu? În stânga, aici avem primul uh, calculator cuantic pus la dispoziția publicului de IBM în 2019. Era numit un uh, candelabru cuantic în limbajul lor. Uh, de ce are forma asta? Pentru că tot acest ansamblu era inclus într-un într tub, de fapt într-o serie de tuburi care să-l izoleze de exterior și uh, tot sistemul acesta era răcit treptat pe fiecare treaptă până, de sus până jos. Pe ultima treaptă de jos aveam Cipul cu cubiții uh, superconductori și uh, această treaptă se afla la o temperatură de 0,15 Kelvin. Deci vorbim de temperatură aproape de zero absolut. De ce? Tocmai pentru a păstra proprietatea de superconductor a materialului din care erau construiți acești cubiți. Din 2019 și până în iarna anului trecut, lucrurile au evoluat foarte foarte mult. Uh, acesta este ultimul chip lansat de IBM, se numește Osprey, și are, spre deosebire de primul calculator pe care l-au lansat, care avea, dacă nu mă înșel, 14 cubiți funcționali, e bine, Osprey are 433. Ce putem observa în această imagine, pe primul plan al chipului sunt cubiții în sine, iar pe planurile următoare se află circuitele de control. Puteți să vă jucați cu astfel de calculatoare și să încercați să scrieți circuite, să scrieți în esență programe pentru ele pe site-ul celor de la IBM, cred că se numește IBM Quantum Lab. Dacă îl căutați pe Google, imediat îl veți găsi. IBM a lăsat și un limbaj de programare, sau mai degrabă o bibliotecă pentru limbaje de programare, care se numește Qiskit, cu capa K, Kit, și care... Îți permite să realizezi programe pentru calculatoarele lor cuantice, dar și pentru simulatoare, în funcție de uh, acele porți logice de care vorbeam. Deci, operațiuni făcute pe fiecare cubit în parte, dar suntem încă uh, foarte departe de a scrie programe, uh, nu, linii de cod, așa cum scriem pentru calculatoarele clasice, dar vom ajunge și acolo. Bun. Care sunt? Obstacolele și care sunt oportunitățile calculatoarelor cuantice? Uh, păi, în primul rând, numărul mic de cubiți. Numărul mic de cubiți, uh, vorbim, sigur, am spus că Osprey are 433 de cubiți uh, funcțional legați într-un într fel de rețea. Poate, dar ce e foarte important de spus este că un calculator clasic folosește câteva ordine de mărime, mai mulți bits clasici. Da? Deci avem nevoie de milioane de qubits pentru a putea efectua uh, o simulare importantă, pentru a putea utiliza într-adevăr aceste computere uh, cuantice da? pentru, sarcini, uh, pentru sarcini cu adevărat importante. Lipsa unui sistem de corectare a erorilor. Forțează repetarea calculelor de multe ori. Iarăși, o problemă uriașă. Toate calculatoarele cuantice disponibile, nu doar cele de la IBM și Google, are un, un procesor pe care l-au lansat, din păcate încă nu este disponibil publicului. Toate acestea fac parte dintr-o eră pe care. Preskill, un, un fizician destul de, de renumit de la Princeton, o numea epoca NISC, NESQ, Noisy Intermediate Stage Quantum. Da? Deci era accentul pe, pe, pe noisy, da? pe, pe zgomot. De ce? Pentru că nu au un mod de a corecta o stare care a fost afectată de zgomotul uh, mediului înconjurător. Din păcate. Și un efort uh, extrem de important din partea comunității. Uh, de, de, de teoria cuantică a informației este tocmai uh, generarea unor coduri, unor algoritmi de corectare a erorilor. Uh, în fine, dezvoltarea unei rețele cuantice de comunicare pentru a lega calculatoarele cuantice -un, în ceea ce va fi numit Internetul cuantic. Asta uh, este un, e un pas foarte important și e, uh, e un proiect în derulare în Uniunea Europeană. Uh, aici a început deja în, 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 în Spania. Uh, întrebarea ar fi: Care este motivul pentru care calculatoarele cuantice au nevoie de o rețea proprie sau de un strat de comunicație cuantică adăugat peste cel uh, pe care îl avem deja, peste internetul obișnuit? Și răspunsul uh, cred că l-am dat deja, și anume acela că pentru a descrie o stare cuantică. Uh, mare, Deci, un număr considerabil de, uh, de atomi sau de molecule sau de orice fel de sisteme cuantice, avem nevoie de uh, un număr uriaș de parametri clasici. Și o să vă dau un exemplu uh, cu calculatorul celor de la IBM, cu cei 433 de qubits. Dacă încercăm să-i descriem clasic, da? am avea nevoie de undeva la 2 la puterea 433 uh, numere. Numere complexe, îmi cer scuze. Deci 2 la puterea 433. Ar putea spune, bun, astea sunt numere mari, dar avem supercomputere, avem capacitatea de a procesa cantități uriașe de date, deci ce înseamnă de fapt 2 la puterea 433? Păi, în baza 10 ar însemna 10 la puterea 130, undeva la 10 la 130. Și, din nou, nu spune foarte mult. Dar, în momentul în care ne gândim că numărul estimat al tuturor atomilor din universul observabil este undeva la 10 la puterea 80, deci de 50 de ordine de mărime mai mic, vom înțelege că nu vom putea niciodată reprezenta starea cuantică a lui Osprey, acei 433 de qubits, pe niciun calculator clasic. Și deci avem nevoie de un alt mod prin care putem transmite o stare cuantică de la un calculator cuantic la altul, fără să o trecem prin. Uh, prin mă rog, informația clasică, prin biți. Da? Și există astfel de, de algoritme, există astfel de metode, probabil că ați auzit de uh, faimosul algoritm de teleportare cuantică, tocmai la asta se referă, uh, teleportează în ghilimele un, uh, o stare cuantică de la un calculator la altul, dar pentru asta ai nevoie de o anumită infrastructură care încă nu există. Da? Și aici vorbim de aceste rețele cuantice de comunicare. Și, în sfârșit, ceva ce am spus deja, și anume dezvoltarea unor limbaje de programare care să permită coduri complexe și nu doar uh, scrierea unor circuite bazate pe porți logice, pentru că nu putem ajunge foarte departe lucrând la nivel de, de porți logice, la fel cum pe uh, calculatoarele clasice nu scriem cod în Assembly, scriem cod în, la un nivel mult mai înalt. Da? Um... Cam atât, m-aș opri aici, v-aș mulțumi cu uh, poza lui Richard Feynman.